Bună ziua, mă numesc Cioara Alexandru, președintele secției de fotbal al echipei de fotbal Cupri Roma Brud. Fac parte din conducerea acestei asociații de 9 ani, perioada în care echipa a activat în Liga a 4-a și a mai apoi în Liga a 5-a. În ultima perioadă, datorită pandemiei, au fost probleme. Toate activitățile sportive, fotbalistice și extrafotbalistice au fost suspendate începând din martie anul trecut, iar de anul ăsta, începând cu luna august, există posibilitatea reînscrierii echipei de fotbal în Liga a 5-a cu programare de meciuri tur-retur pe stadionul care îl avem în localitate și care este proprietatea Consiliului Local, fiind închiriat de către echipa de fotbal. În alte ordine de idei, fotbaliștii pe care îi avem noi sunt tineri din zonă, din Abrud, marea majoritate, Câmpeni, Bucium, și chiar și din Baia de Areș avem doi băieți. Sperăm să reușim să închegăm un lot de 16-17 jucători cu care să putem aborda următoarea competiție, care va începe în luna august, și să sperăm că, dacă vom fi sprijiniți, putem să și promovăm în Liga a 4-a. Vă mulțumesc! Binevenit evenimentul Bios Abrud? Da, este un eveniment care ajută un pic la mediatizarea activităților sportive din zonă, pentru că în ultimul timp aceste activități au fost uitate.